Dragilor, dacă vreți să vă lăsați de țigări, am aflat de la prietenii mei de la Yup, care au niște device-uri foarte tari, că au o campanie foarte faină. Se numește Eu mă las. Și nu numai asta, au niște poduri foarte faine cu CBD, care ajută la lupta împotriva depresiei, anxietății și insomniilor. Vi recomand cu mare drag. De când ne naștem, începem să datorăm unor oameni pe câte care ceva. Dumnezeu ni scoate în cale. Dacă nu ai recunoștință pentru ceea ce ți se întâmplă în viața asta, o să o cam iei pe cocoașă. De asta era calitatea mamei. Mai bine ne bătea. Rușinea pe care o pățeam doar se uita la și spunea, nu e bine. Când zicea mama nu e bine, nu mai dormeam noaptea. S-a terminat. Nu mai dormeam noaptea. Mama era o croitoreasă de excepție, o artistă. A făcut croitorie pentru Irina Login, Maria Ciobanu, Ileana Sărăroiu. Rochile pentru Irina Login, eu pe mine le punea mama. Da, te uitai și la când mai dădeai o... Iartă-mă, Irina, iartă. Ești obsedat sexual? Am fost. Ce dracu, vorbim prostii. Exact. Când m-am gândit să aduc în fața noastră următorul invitat astăzi, mi-au venit în minte toate momentele importante din ultimii 30 de ani sau 25 de ani, poate mai bine atât. Fiecare dintre noi, dintre voi, toți am crescut cu vocea lui în minte. Este poate cea mai recunoscibilă, recunoscută și cea mai mișto voce din toate timpurile. Am onoarea să-l invit pe un mare actor, un prieten și un om extrem de talentat și generos cu un suflet mare, pe Bebe Cotimanis. Bine te-am găsit, mă! Bine te-am găsit! Ca să avem un început abrupt, frumos. Înțeles, frumos și mângâietor în același timp. Pentru că atunci când zici cuiva mă, înseamnă că ești foarte, exact. Foarte aproape. Ai tuns barierele, știi? Exact, cum mulți nu înțeleg când se spune la țară, când se spune cuvântul fă. La da. O fată nu e... Nu e peorativ. Nu e, nu e. E cald, înseamnă că e a ta, e aproape de familia, alinare. Ce faci, fă? Exact. Uite-te cum e, depinde cum îl spui. Da. Că dacă îi spui fă, te bag, bipă-e ce bipă-e pe acolo, dar... Deci merge oricum. Exact cum merge și vinul ăsta al nostru. Nuanța, timbru. Care merge cu oricum, cu orice. Prima întrebare pe care o pun tuturor invitaților, Bebe, este cine ești tu, Bebe Cotimanis? Sunt unul în timp care merg, calc pe vremurile astea și mă întreb mereu cine sunt. Eu nu știu cine sunt, dar voi afla la un moment dat și voi veni aici să spun cine sunt. Sunt unul în continuă mișcare. Sunt ca Johnny Walker. Ești o personalitate publică, toată lumea te cunoaște. Cât în ceea ce vedem e personaj și cât e realitate? Nu, tot ceea ce vedeți este realitate. Chiar și în personajele pe care le interpretez, chiar și atunci când jurizez, cum am jurizat la... E foarte bun vinul, am luat doar o gură. Uite, deja mă bâlc. Cum am jurizat la România au talent, da, și trebuia să fiu personajul negativ. Ăla din juriu rău, care mărea la... Eu nu pot să fiu și i-am anunțat, nu pot să fiu decât Bebe Cotimanis. Ăsta care sunt. Mai ales când nu avem de jucat personaje, când discutăm, punem în balanță, în cântar, talentele unor oameni. Și într-un final, viața lor, destinul lor. Pentru că asta face România au talent și alte emisiuni de gen. Pun, cum să spun eu... Ori te deraiază, ori te pune pe șine pentru o viață întreagă. Da. Deci eu sunt cel Bebe care Cotimanis. Sunt. Cel care sunt. Da, era o carte care zice I am that I am. Uh-huh. Nu Krishna Murti. Mi-a făcut-o cadou Marinuș Moraru. Marinuș Moraru. Da, o carte, uite, atât de groasă. Sriganta Murgana, am dat numerele indianului. Da. Exact. I am that I am. Da. Exact. Adică pe ea, dacă te uitai de la depărtare, era un țigan negru pe ea, dar era de fapt un indian, un guru. Am crezut că e poza nereușită, mă rog. Exact. Înainte să plecăm în zonele publicului, pe care publicul deja le știe despre tine, televiziune și toate celelalte.
teatru și actorie. Aș vrea să le povestim tuturor celor care ne urmăresc unde ai copilărit. Adică puțin știu că erați pe Mircea Vodă, dar după câte am înțeles, după aia a ajuns undeva acasă la noi, acolo, în Ferentari. Așa, adică așa. Vrei, nu vrei, te-ai țigănit. Vreau să spun că când am fost la superlativele romilor și am dat un premiu, atunci, Doamne Dumnezeule, cât de emoționant a fost momentul, pentru că a venit Gabi Lunc și a trecuse deja la credincioși. Da, da, da. Înțeles? Și nu mai... Nu, îmi pare rău acum când văd că am atâta succes, mai că nu m-aș mai fi lăsat. Înțelegi? Parcă m-a lăsat prea devreme, dar și Ion a zis să... Onoriu regretatul să... Și am dat la superlativele romilor. Și a fost șeful de la Rome de acolo și când a văzut cum am prezentat premiul, și a zis, unii dintre noi sunt, dar nu prea recunosc. și se uita la mine. Pentru că am zis atunci, eu vă înțeleg pe voi aici, care sunteți în sală și în fața ecranelor, pentru că și eu sunt minoritar. Am crescut în Ferentari, român în Ferentari. Da, da, zic, da. Trebuie să mă înțelegeți. Cel mai sigur cartier din lume... În vremea mea era Ferentariu. Ieșeai pe stradă, stăteai pe stradă, mama nu era îngrijorată, pentru că ne jucam, de fapt am fost între Șoseaua Viilor și Ferentari, pe strada Echinoxului, la numărul 60-a. E, ce bătălii, ce joacă era între noi, ce bucurie era pe stadionul Veseliei. Da, 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 Veselie acolo. N-ai prins, ești puști. Era un nebun care vedea meciul după pista de atletism. Stătea acolo și era cu Batista în gură și îi plăcea fotbal. Juca acolo autobuzul, metalul. Băi, echipe serioase de divizia C, orășenească ce era. Care-i problema? Ăsta stătea și mergea odată cu jocul, cum merge arbitru pe margine sau cum fuge extrema. Ăsta care avea vreo 30 de ani, să zic, 35 de ani, mutul ăsta, o scoabă de om așa, când porneau, îi făceau, hai, repede, 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 du-te, 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 du-te acum! Băi, ajungea înaintea extreme și erau copii selecționați pentru loturi naționale, pentru toate astea. Ăsta, ce râs era în tribună pe Veselie, probabil că de-aia și îi zicea Veselie. Și n-avea cum să fie. Ce viață era în Ferentari. Ce viață o mai fi, nu știu. Dar pentru noi a fost într-adevăr o veselie. Copilăria a fost o continuă veselie. Cu sărăcie, dar cum arăta familia, viața voastră atunci, a familiei? Tata electrician, mama croitoreasă. Sunteți trei frați? Trei frați, da. Toți activăm în domeniul artei, ca să zic așa. Doi operatori, fratele meu mare Laurențiu, care e director de imagine, a fost că este la pensie acum, la televiziunea română, sunt tare mândru cu el, e unul din cei mai premiați directori de imagine din istoria televiziunii. El a făcut majoritatea festivalurilor Cerbul de Aur, ca director de imagine, și Mamaia și toată, lui fi prins. Și Mircea, care este cameramanul, unul dintre cei mai buni cameramani, și acum este la arabi. Filmează fotbal la arabi. Acolo trebuie să fii bun. Da, da. Înțelegi? La banii lor, dacă te plătesc, trebuie să fii bun. Nu te duci să tremure camera în mână. Oamenii îl știu. Mi-a confirmat Cristi Foșorov. Da, da. Și e foarte bun. Și am ieșit și eu să fiu artist. Am înțeles că aveai, când erai mic, o apucătură foarte țigănească. O zici până la urmă. Ieșai cu oala da, și la tramvai și... Este motivul pentru care ne-am mutat... Te căcai în fața la toți oamenii, așa. Galben ca lămâie. Dar nu era în fundul curții, era în fața tramvaiului. Da, pe Călăraș 28. Înțelegi? Lângă Baro Berea, cum Casa de Cultură. Așa. Lângă folchiște acolo, da, da, dar da. Nu erau folchiști pe vremea aia. Era o casă de cultură. Discotecă, chestii de-astea. Și tu luai oala? Și luam oala, dar de dimineață pleca tata la muncă, ne trezea pe noi și eu mă duceam și pe linia tramvaiului, când pleca lumea la muncă, deci să fi fost vreo 6, că nu mă duceam iarna. Vara. Cred că n-am prins acolo decât vreo 2 ierni așa. Și mă duceam și mă așezam
în fața tramvaiului, pe linia, nu chiar când venea tramvaiul, mă cea șocoală. Aveam un spirit de conservare, cât de cât. Îl mai păstrez și acum. Și mă așezam și când mama auzea clopotul de la tramvai, să știe. Ăla, aoleu, copilul, la 6:30. Ăia opreau, nu ieșea scandal, nu ieșea mare... Opreau frumos de tot, mă aplaudau, probabil că de acolo mi s-a tras. De unde a venit? Care e numele tău adevărat? Cum adevărat? Bebe o poreclă. Bebe e Bebe. Constantin, ce să-mi zică Constantin? Deci, auzi că trebuia să acționeze repede. Acționa repede ca să mă scoată după, din fața tramvaiului. Nu, Constantin, l-a călcat. Nu. Bebe, vino. În copilărie, întotdeauna cineva în familie pune o poreclă sau asta, adică de la Constantin, după ce te-a dus la spital. Care... Eu știu cine mi-a zis, eram prea mic să mi-aduc aminte. Deci, de când te știe, ai fost Bebe. Da. Mi-a zis unul, că bă, tu-ți dai seama că o să ajung să spună Moș Bebe. Da. Zic, ce vrei lucru mai frumos? Bătrân și copil în același timp. De ce fapt, vrei toți suntem frumos? Așa, suntem niște copii mici în niște corpuri mari. Tu în special. Noi toți. Tu în special. Să rămână. Să lăsa cu bătaie în ferentari? Da. Tot timpul. Adică trebuia să fii și șmecher cumva. Tot timpul, da. Să faci față distracții. Trebuia. Era un depozit de lemne pe linia de... Să știi că tot ce vedeai sămânță la meci, din zona că era fabrica de ulei acolo și aduceau vagoane de semințe. Era de la noi, ca să zic așa. Să ce-o dat acolo și vindeți. Da, fac, le prăjeam în tuci, nu știu ce, și pe veselie. Am vândut semințe pe stadionul veseliei. Ce vrei mai mult? Lua lumea. Și erau păhărelele alea mici, dar n-am îndrăznit. Băi, am fost rușinos de mic. Am luat un păhărel de țuică de-a lui tata și aveam vânzare mare, pentru că alea de lemn erau doar scobite, știi? Da, da, da. Și punea așa și... Hop! Nu știai de ce întoarce foarte repede și îl bagă la loc. Ormă ne-am prins. Da, și eu vindeam cu paharul de țuică lui tata. Erați împărțiți pe clanurile străzii, strada cu tare, cu aia, cu șmecherea alții? Eram obligați aproape. Știi că fiecare stradă avea un sectorist. Știu, pe tocmai de-aia. Era un care răspundea să vadă despre ce e vorba. Păi, a fost bine, a fost rău. A fost bine. N-am avut treabă cu el. Eram împărțiți pe clanuri, pe stadionul Progres, un doctor Stajkovici. Se făcea campionatul de fotbal între străzi. Și nu numai fotbal, și handbal, și nu știu ce, dar noi pe fotbal. Și erai echipa străzi. Și te organiza, vezi, pe baze sportive până la urmă. Echipa străzi. Acolo l-am văzut, Beldeanu, era mai mare decât noi cu câțiva ani. Cred că s-a fost vreo 5, 6, 10 ani, eu știu. Că a intrat în timp ce jucam noi cu strada înclinată de lângă noi, că așa am picat la echinoxului cu înclinată. Ritoridă, echinoxul și înclinată. Erau la rând așa. Și a zis, o ultimă lovitură liberă. Și Beldeanu, care era puțin amțiguit așa, o bat eu! Era oaidă pe acolo, nu mai știu, mafteuță, cine erau, că stăteau în tribună ca să aleagă dintre noi, să vadă care e mai talentat să joace la Progresul, nu? Și când am văzut, Beldeanu era mai mare cu vreo două capete decât noi și când a dat ăsta era de la vreo 40 de metri, portarul nostru săracu nici n-a îndrăznit să se ducă spre ea, s-a uitat, zic, atât a făcut, mamă! Ce frumos a trecut! Ce lume! Tata ținea cu Progresul și pe undeva prin... Ți-ai luat mardeală sau îi băteai? Nu, am luat, am dat, cum stă bine. Că nu merge doar flăcăului. Să... Nu merge doar să... Păi de unde înveți? Din dat? Exact. Nu, din luat înveți. Exact. Păi da, înveți, păi dacă înveți din dat, nu te mai ferești. Păi da, Moroșanu din ce a învățat? De a avut tehnică până la urmă. Deloc. Că am prezentat și gale de-astea de cheioane, de nu știu ce. Și l-am văzut pe Moroșanu la începuturi. Și era cu antrenorul lui, zic, bă, dar mai învață-l ceva tehnică. Nu e de învățat. Lasă-l așa că trebuie să o ia ca să învețe de la sine. Și dovadă că valoarea lui e în motoarele pe care le bagă și bate de ea. Două capete peste el. Îl apreciez foarte mult. Se pare că e și un băiat de treabă. Super. Da? Generația actuală trăiește online și viitorii copii vor trăi metavers. Tu-ți amintești cum arăta
o stradă plină de copii, cu jucării, cu nenorociri, cu scuipați, cu bătăi, cu înjurături, cu... Cu geamuri sparte. Exact, sari în sus să-ți audă că ai mărunt. Da, 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 cu garduri sărite. Cu garduri sărite, cu furată cireșe. Cu mingile sparte de către vecinii. Vecini, exact, cu geamuri sparte. Duși cu capul, cu geamuri sparte. Păi da cum? Și totuși, cumva, în fiecare sector, în fiecare stradă, în fiecare colț, da, lucrul ăsta făcea să existe un incubator de viață. Da. O trăire. Da. Și toți ne știam unii cu alții și da, toți... Da, da. Și toți după aceiași oameni se împrumutau de ulei, de, da, de, da, sare, da, de făină, dăm vecina aia cu tare. Adică exista o... Damian, îți închipui că eu sunt un om milos. Sunt ăla care tăia găinile pe stradă contra sumei de... Era un 50 de bani, cred, da, că era un ban de, da, aluminiu, da, și mă duceam cu banii ăștia și luam semințe de la Nenea Aldea. Parcă văd, era un săracu așa, tremurea, avea Parkinson și... Da, e, tăiam găinile pe stradă. Când a aflat mama, a spus, bebe, cum a aflat mama săraca? Nu era tata acasă, vecinii erau la muncă și venea bunicul din când, hai să punem masa, că vine el bătrân. Nu prea l-avea la inimă, știa ea de ce. Era un petrecăreț, un bețiv notoriu, perceptor de taxe la Vadu. Acolo era, că veneau din partea asta, din Cadrilater. Și era perceptor de taxe. Era un curvar nemernic, l-am iubit. Poate spun pe... Mama în ordine, pe urmă bunicul, pe urmă tata. Dar era bunicul. Nici nu mai știu ce-am spus. Dumnezeu să o odihnească, Dumnezeu să o odihnească, dar te-ai emoționat. M-am emoționat. Așa, și a zis, cine taie găina asta, că vine bunica tu? Ia vezi, du-te cu găina asta să vezi cine o taie. Zic, dă-mi-o mie. Înțelegi? Și m-am dus cu Ligianu, că așa te duceai cu Ligianu, cu, da, apă, corect, frumos de tot, ca să speli, nu las sângele pe stradă. M-am dus la bordură, i-am pus piciorul pe gât, am tăiat nu știu ce și mama se uita pe geam la mine și făcea. Gata, te-ai desprins și tu. Adică acum dă-i sânge, cafteală și nu știu ce. Zic, mamă, și olteanca de lângă noi, care stătea la numărul 60, păi de când taie bebe găini? Păi la noi, la toată strada, cine le taie? Păi noi avem coraj. Mă... Da. Ai tăiat pe ce? Pe bani? Pe bani, bă, l-ai făcut de râs, da. Niciodată mama n-a vorbit, că spui, n-a zis, niciodată. Mama nu ne-a atins, deci am fost trei băieți, nici tata nu ne-a... Băi, suntem copii nebătuți de părinți. Țin, făceați, minte, făceați prostii. Făceam. Dar asta era calitatea mamei. Mai bine ne bătea. Înțeleg, rușinea pe care o pățeam, doar se uita la și făcea. Nu e bine. Când zicea mama nu e bine, nu mai dormeam noaptea. Nu mai dormeam noaptea. Știi că dacă te bate și îți zice pe urmă nu e bine, te obișnuiești. E bine că nu m-a bătut. Dar nu e bine ăla sau nu prea mi-a plăcut ce ai făcut, băi, intrai în pământ. Care era cea mai mare lipsă pe care o avea atunci? La ce tângeai? De fapt, nu prea tângeam la multe toți, nu? Băi, la nimic. La nimic. Noi am trăit din dragoste, avem multă dragoste și puține chestii materiale. De-aia, probabil că apreciam și pe... Și-l apreciez și acum pe bunicul din partea mamei care stătea și învârtea mămăliga acolo câte o oră, două, de picam de foame venind de la fotbal. Nu, nu, mai trebuie. Și era un scaun cu trei picioare, întors invers, cea unul, dă-i și amestecă mămăliga. Iar o punea pe foc, foc de la, pe plită, pe lemn, iar mai am, hai bre, nu... N-am dus lipsă de nimic. Nu că am fost săraci. Mama era o croitoreasă de excepție, o artistă. A făcut croitorie pentru Irina Loghin, Maria Ciobanu, Ileana Sărăroiu. Ce om era Ileana Sărăroiu? Da. Nu poți să-ți închip. Ce rușine pățeam. Am fost la... Când la venea Ileana să ne spune ea despre ce e vorba în viață și eram deja mutat în balta albă,
unde-i bebe? Unde-i bebe? Că l-am văzut în poză. Aici eram așa. Câți ani aveai atunci, bebe? 13 ani jumate. Că când am plinit 13 ani pe acolo, am murit tata. De-aia ții minte. O să vorbim și despre asta. Te mai uitai când probau doamnele rochile? Da, bine. Că și eu. Da, da. Mai mult. Nu mă credeți, sunt om normal. Da. Dar cine-i pe rochile pentru Irina Login? Eu, pe mine le punea mama. Da, dar te uitai și la când mai dădeai... Da, iartă-mă, Irina, iartă. Acum află și ea, draga de ea. Da, cum să nu te uiți? Da. Mai ales la vârsta aia. Da. Păi aia era. Și vine Ileana într-o zi cu Irina, acolo cu Cernea, bărbatul Irinei, că el conducea. Și sună de pe, bebe, ce băia frumos, numai o bătrână într-o gară îmi suna mie în cap așa, știi, șlagărul vremurilor. Da, așa spun. Pot să vorbesc și eu, Victorițo, puțin cu el, mama fiind Victorița. A, nu. Lasă, mamă, de ce să nu vorbească și cu mine? Dar duceți-vă în altă cameră să n-aud eu. Când am auzit, deja am început să bănuiesc câte ceva. Și dacă vorbim de față aici, ia zi, bă, băiete, tu până la vârsta asta te-ai dat, ți-a plăcut. Băi, m-am făcut rac, m-am înroșit și n-am răspuns. Cât de ciudat e asta, că totdeauna te gândești că ți-ar place și pe aia când se întâmplă, ți-e rușine. Da. Erau vremurile de așa natură, stai că n-aveam niciun film pornă văzut, nici nimic. Noi uitam pe poze cu artiste de alea, de un leu bucata, știi? Cu Virna Lisi, o frumusețe de femeie. Și nu. Și după aia, stai să-ți mai pun întrebare. Băi, am plecat? Dar nu că am plecat în altă cameră, am plecat din casă, zic, dacă continuă, mă omoară. Aveam 13 ani când am la Doroban și aceeași întrebare v-a pus-o, era o cântăreață care a fugit în Israel pe vremea aia, Maria Pascu, ți-mi minte, și eram în spate la scenă, a venit să se schimba. Și eu acolo, la 13 ani... Acolo erai. Da, și și în timp ce se schimba, ce? Dar tu te-ai de la Gagici? Și da, ai modificat. Te-ai dat la Gagici? A spus femeia pe bune ce avea. Așa mi-a zis și Ileana, că așa nu era nicio problemă, suportam, nu fugeam eu afară. Da. De la etajul 2 am ajuns la parter mai repede ca oricând, știi? Să nu vină Ileana cu următoarea întrebare. Au râs de sau pe ele. Ce vorbești? Când aveai 13 ani, tatăl tău a trecut în neființă. A trecut în neființă, într-o zi de leafă, cu mașina instituției, lucra la Amara, la spitalul din Amara, la complexul. Era șef echipă de electricieni, erau vreo 40 în echipă, a făcut și spitalul din Slobozia. Vreo 40 erau. Tata un electrician extraordinar. Șef de echipă, ținea lumea în mână. Dar cu chestia asta. Că s-a îmbătat el, n-ar fi fost nimic, dar s-a îmbătat și șoferul. Și a stat pe scaunul mortului acolo și era un TV-ul de la microbus care n-avea bod, n-avea nimic. Și ăsta, pe timp de noapte, a condus și a intrat într-unul care își repara stopurile. Accident groaznic, văzut și trecut și în ziare cu poze cu tata asta. Da, tata, Dumnezeu să-l odihnească. Dragul de el. A avut grijă de noi. Da, a avut grijă de noi financiar, pentru că lucra, dar ne-am văzut foarte rar. Lucra de obicei pe marile șantiere din... Și mai mergeam și noi în vacanță, la Petroșan, la unde se... Ne plăcea foarte mult. În vacanță stăteam la vagoanele alea de cazare pe roți. Ne-a plăcut chiar foarte mult. De obicei erau... Nu ne cazau în șantier. Era pe malul unei gârle, între copaci, sau avea tata grijă de asta. Da, cred că avea el grijă. Ți-l amintești, pe tata, că tu ți-l amintești? Adică... Bine de tot. Bine de tot. Nici el nu ne-a atins niciodată. Da, a afectat pierderea lui. Cum ai simțit-o? Băi, da, știu momentul când a venit bunicul și a spus Victorițo, Gică nu mai e. Asta a fost liniștea. Și odată un urlet al mamei. Un urlet și ne-a rămas imaginea lui tata care era
A făcut baie că ne mutasem în apartamentul la care și el lucrase în, la Ilioara, în H-uri, în H26. Și el a făcut partea electrică de acolo și întreprinderea a dat niște apartamente celor care au lucrat acolo. Și s-a oprit curentul cu o seară înainte să plece și am adus lumânări. Și tata a făcut baie cu lumânări pe marginea căzii. Și ne-a rămas imaginea aia când ne-a zis, bebe, adu-mi un prosop imediat. Și m-am dus și l-am văzut pe tata stând în cadă și cu lumânările pe... Deci aia a fost ultima imagine pe care am avut-o și prima pe care am avut-o la capelă la Bălăneanu, la cimitirul Bălăneanu, unde a fost înmormântat. Dragul de el. Frații tăi erau mai mari, nu? Aici bași publicitate, că a fost un moment lung, așa. Da, da, da. Frații tăi erau mai mari, nu? Eu eram mijlociu. Laurențiu, 6 ani mai mare, 5 ani, 3 ani mai mare decât mine, și Mircea cu 7 ani mai mic decât la mine. Ce vârstă te-ai îndrăgostit prima oară, dragul meu, bebe? Oh, băi, unde am trăit în Ferentar, da? M-am îndrăgostit, nu eram la școală, cred că aveam vreo 5 ani și jumătate. Bă, dar îndrăgostel. De Svetlana, vecina mea, dacă mai trăiește și acum și are sănătate. Știe sau acum e prima oară când află? Ea a mai spus eu prin emisiune așa. Așa? De Svetlana, da. La 5 ani și jumătate făceam băiță în cădiță, amândoi în curte, la apa încălzită de soare. Da. Era o cadă de tablă care se încălzea foarte repede. Hai copii, se joace acolo. M-am îndrăgostit de ea. Dar chiar eram îndrăgostit. Și eu cât de Doina, n-am spus asta niciodată, și eu de Doina, tot la fel, aveam 4 ani. Ai, ne jucam și de mama și de tata. Ia uite, a fost mai precoce. Păi de ce să te joci, măi, de Tom că... și Jerry, da, de ce? Da, de... da, da. Uite, așa era. Copii. Așa eram, copii. Da. Da, știam. Familia Boboc, o familie extraordinară. Știi povestea cu... Titi și Tania Boboc. Și cu bunica, niște oameni extraordinari. Am stat în aceeași curte, pe Echinoxiu. Da. Atunci a fost. Și dragostea adevărată la cât? 15-16 ani? Cât? Păi și ce, n-a fost adevărată? Cum nu, dragoste cu săruturi, cu nenorocire. Bă, a fost cea mai pură dragoste. Da, corect, aia adevărată, exact. Aia, dintr-un început. E, stai mă că e Iulia de față. Iulia, pot să spun? Dă-i drumul. Păi, în școala generală, pe în clasa 7-a, a început. Nenorocirea. Da. S-au pus bazele viitoarelor nenorociri. Da, pentru a 7-a, da. Da. Mișto, ce emoții. De o slăbătură. Școala am făcut-o pe Șoseaua Viilor, la școala 116. Iarăși lucru foarte mișto. Nu la Viilor, unde se făcea pentru ospătari? Băi, aproape. Aproape între... era școala de ospătari și școala autobuzul, da. În capăt. Ok. La intersecție cu Șerban Vodă. Iar asta era vis-a-vis de spitalul de boli de plămâni, Filaret. Uh-huh. Înțelegi? Cântece cu boala de plămâni. O grămadă, de plămâni. Exact. Romica Capucean. Da. Și acolo, când Chiuleam de la școală, când dădea primăvară, unde Chiuleam noi, mă? Dovadă că viața te coace din copilărie. În cimitirul Belu. Săream gardul în cimitirul Belu. În recreația mare și mai liseam încă o oră după. În cimitirul Belu. Și luam de pomană. Ce de sâmbăta acolo? Morților, de toate astea, ce salam am mâncat eu și de la mai trecut și mai nu știu ce, că era încins de soare și cu unt și cu nu știu ce. Ce de colivă. Și acum îmi place coliva. Da. Mamă! Și dacă e o colivă bună, belea. Da, știi ce? De ce nu fie asta desert național? Poate că ți-aduce aminte de momente mai nasoale. De fapt, ăsta ar fi singurul desert național. Ar fi adevărat. Extraordinar. Și sunt oameni care fac colivă ca lumea. Și eu am făcut odată colivă și chiar mi-a ieșit. Să mi-o fac eu prevenit? Nu. Nu, nu. Și dacă tot ai vorbit de iubite, dacă tot ai vorbit de iubite, ia să-i cânt ceva. Ce zici, Mugure?
Îi băgăm un ciorpan? Da? Hai. Cântăm împreună sau așa? Nu, n-am voce, mă. N-am voce pentru așa ceva. Sprâncenată. Of! Of! Ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumnei tale. Ce dor, ce chin, ce jale, mă, pe la poarta dumnei tale. Dar de ce n-o scos la portiță ca să-i dea neichiguriță? Deci știi și mai departe, le da. Știi mai din afară. N-aveam varianta asta. A, n-aveam varianta asta. Ce varianta aveai? Ia zi mai departe. Of, ce dor, ce chin, ce jale, mă. Haide mai departe. Un, doi, trei. Pe la poarta dumii tale. Ce dor, ce chin, ce jale, mă. Urechis pe la poarta dumii tale. Nu mai, gata. Acum poți să bebe, bebe solist. Da. Te-ai gândit să cânti cu vocea? Păi am cântat cu vocea, mai zdrângăneam și eu la chitară când eram mic. Ți-ar sta bine să faci niște piese lăutărești. Adică mi-a dat o idee bună. Da, da, ar trebui să facem o piesă lăutărească împreună. Numai, da? numai că trebuie să mă nimerești când sunt cu casca pe ureche, de aia, de ce cântă lumea în baie? Că și aude vocea în baie. Da, da. Da? Când am casca pe urechi, mă mai descurc. N-am casca, nu știu pe unde o ia sunetul, că nu se mai întoarce corect aici. N-am ureche. Nu, dar trebuie să facem o piesă împreună. Noi am făcut altceva împreună, da, foarte mișto, da, corectură. Da, o să vorbim despre asta. Putem face o piesă împreună. De ce ai dat la arhitectură? Păi am făcut liceu de arhitectură. De ce? De arhitectură. Băi, cam totdeauna în viața mea mi-au plăcut începuturile de drum, știi? Am dat la liceu de chimie și Dumnezeu și Măicuța Sfântă că n-am intrat. Am făcut școala la noua generală, la școala 88 din Balta Albă. Și pur m-am mai dat la un liceu și iar n-am intrat. Nu eram foarte bun la școală. Uneori chiar mă mândresc cu chestia asta, că ce înseamnă să fii bun? Că știu o grămadă de copii care au fost foarte buni la școală și acum... Book smart, se numește în engleză? Mm? Și după aia în viață, life smart, da, loc, da, da. Știu. Da. Probabil că nu-mi dădea voie cartierul să intru din prima la liceu. Exact. Mă făceam de râs. Înțelegi? N-am încercat școala profesională, deși am înclinație spre tâmplărie, sudat, chestii de-astea. Și mergând să mă înscriu la un alt liceu, văd în tramvaiul 27 că scrie se înființează liceul de arhitectură. S-a înființat direct toamna. Pentru prima oară. Păi, n-am desenat în viața mea. Nu s-a dat probă de desen. S-a dat română, matematică și parcă... Română, matematică, ce se dă de acolo. Parcă fizică, parcă, nu știu. Cert e că am fost în... Am intrat al 13-lea. Am fost prima promoție, în prima promoție a liceului de arhitectură din București. Se încerca la vremea aia să vadă ce poate să cucerească cu imaginația în domeniul ăsta un elev care a terminat școala generală și am avut profesori foarte buni, arhitecți mari.
ingineri mari. Am făcut geometrie descriptivă. Asta dezvoltă vederea în spațiu. Am făcut desen ornamental, am făcut sistematizare, am făcut organizare, am proiectat spitale. În timpul liceului aveam planșe cât 7, lucram nopțile. Poate că era pe vremea singurul liceu care îți permitea să fumezi profesorii. Că stăteam noaptea în liceu și desenam. Luam planșetele acasă, desenam și acolo. S-a transformat un lucru pe care nu știam într-o pasiune sau eu poate lucrurile pe care le fac, le fac cu pasiune. Poate acum îmi dau seama că nu pot să fac un lucru decât cu pasiune. Iubesc cu pasiune, tâmplăresc cu pasiune, joc cu pasiune. Când intru pe scenă, nu știu, parcă îmi intru în viață. În viață și trăiesc o bucată de viață. Niciodată n-am stat pe scenă așa, știi, sunt. N-am avut timp să mă dau mare sau să mă dau mic sau să mă dau. Cum a fost trecerea de la arhitectură la actorie? Cum s-a întâmplat asta? A fost simplă. Am terminat liceu, am intrat la Facultatea de Construcții, la Seral. Pentru prima oară s-a înființat Seralul la Construcție, am intrat la Seral. Ca să ai timp pe timp de zi să mai... Ce vorbești? Am lucrat pe șantier frumos de tot, am prins cutremurul din 77. Acolo... Și am lucrat la injectări în grinzi, eram control tehnic de calitate. M-a băgat cineva cu pile, habar n-am cum am ajuns, la grupul 3, grupul de șantiere 3. Am stat foarte puțin acolo, iar m-am retras de la Facultatea de Construcții, m-am dus, am anunțat-o pe mama, mamă, eu nu mai vreau să fac facultate. Și mama cosea o roche, era pe seară, venisem și ușor troscănit, că de ce nu se putea face Facultatea de Construcții? Că am făcut armata cu toții colegii mei de la construcții, bună parte din ei, și eu cum ajungeam seara după șantier, în capul scărilor era gașca mea cu Vali, cu Radu, cu... care mai erau pe acolo, cu Abdullah Raian. Ce sunt, te duci, mă? Era suștii, cavalerii. Unde te duci, mă? Zic, păi mă duc la școală, ca e masă reținută la brătăcei. Unde fugi tu de nebun așa? Și te am duci la școală și noi avem șpriț? Da. Și mai mult de jumătate din seriile mele de ajuns la școală le-am petrecut la restaurant la brătăcei. Cert e, trăind viața pe șantier, n-aș fi dorit să-mi continui o viață la construcții pe șantier. Am prins și iarna, era frig. Înțeleg? Și m-am dus și am anunțat-o pe mama. Zic, mamă, eu nu mai vreau să fac facultatea asta. Asta nu e viață. Mai bine stau la brătăcei la șpriț. Nu, încă pe aia explică. Și a dat ea seama că... Și ea cosea, s-a oprit din cosut și a continuat să coasă. Și eu stăteam așteptând un răspuns de la mama, care ți-am spus, n-a fost violentă nici în limbaj. A lăsat lucru, a scos ața, a rupt așa, că așa se rupe bani. Spatele mașinii de cusut. Vin un coace. Uite ce spun eu. Renunți la facultate că nu-ți place. Da, mamă. Noi eram cu banii în pioneze. Toți stăteam pe banii lui mama, toți la școală. Eu mai câștigam cu șantierul, dar... Acolo 2000 de lei, da. Acolo. Copilul meu, în viață, să nu faci nici măcar o singură dată ceva ce nu-ți place. Mi-am trecut prin calculatorul al meu. M-a luat plânsul, m-a luat mama în brațe și a spus, foarte bine, stai liniștit. Ce ai de gând să faci? Păi mă duc să mă angajez. Adică îmi continuam munca pe șantier și până m-am angajat la proiect București. Tehnician, arhitect. Aveam labă, așa se spune la noi. Și desenam foarte bine și aveam minte de semi-arhitect, dat fiind liceul prin care am trecut. Și am dus-o chiar foarte bine. Și la un moment dat, cum s-a făcut trecerea de la toate astea, a apărut brigada artistică. Pe unde să fugi de muncă? La brigada artistică, nu? Nu mai urcasem pe scenă niciodată, în armată, puțin la o brigadă artistică. Și m-am dus frumos de tot cu Traiana Elenei,
profesor de teatru extraordinar, care era îndrumătorul nostru la Prei București, și ne-a dus să asistăm la cursurile de la Școala Populară. Și așa s-a legat, povestea este lungă, ca să pot să dau la actorie, și am dat o singură dată și am intrat. Asta se întâmpla la 27 de ani, Damian. La 27 de ani, când vrea Dumnezeu vrea. Da? Și mulțumesc și acum că trăiesc o viață tumultoasă, plină de pasiune, de surprize, și întâlnesc oameni minunați. Ca și voi. Da. Deci la 27 de ani am ajuns la Școala de Actorie. Minunat și acolo. 27 de ani la Școala de Actorie. La 27 de ani. Așa și am ajuns. Stai așa să spun. Evident, iar un început, că așa m-a luat Dumnezeu și m-a pus la capăt de drum la începuturi de azi. Pentru prima oară a apărut secția de seral la actorie. Și așa am făcut și eu actoria la seral. Prima promoție de seral de la IATC. Profesori? Petrică Gheorghiu și Geta Angheluță, niște oameni minunați. Nu mai sunt pe lumea asta, dar sunt în memoria mea și aia contează foarte mult. Și deci, după ce te-ai mutat actoria, ce ai făcut? Te-ai angajat la teatru sau ce ai făcut? Păi da, m-am dus la o secție nouă înființată la teatru din Sfântul Gheorghe, de Sfântul Gheorghe de Brașov, că de-aia m-am dus acolo, am crezut că e Sfântul Gheorghe Delta. Și fiind pasionat de pescuit, am crezut că mă duc la pescuit. Și am aflat, când ne-au pus biletele de tren, că e Sfântul Gheorghe și că voi schimbați grama, ne-a zis, să nu uitați să schimbați trenul la Brașov. Cum la Brașov? Pe unde e Delta, unde e Brașov? Și am aflat și eu. Pe drum. Am aflat la IATC acolo, pe 30 decembrie, că există un Sfântul Gheorghe de Brașov. Nici nu mi-am pus în cap că nu. Zic, mă, și vedeam printre fetele de la fabrica de conserve din Tulcea, pe acolo. Zic, ce distra... Lăsăm teatru doi ani, dar pescuim neică și ne destrăbălăm, știi, ne trăim viața. Și n-a fost să fie, a fost foarte bine la teatru din Sfântul Gheorghe, secție înființată politic de Elena Ceaușescu și de Puiu Codrescu, Constantin Codrescu, marele Constantin Codrescu, a fost directorul și îndrumătorul nostru al secției. Ne-am înțeles cu ungurii de acolo, extraordinar, prima oară ne-au primit așa, dar am dat de un director ungur care, cum să spunem, ne iubea. Ne iubea, Doli Sandor, fiei țărna ușoară. Da, am dat de unul. A fost foarte bine. De la Sfântul Gheorghe n-aș mai fi plecat. Dar n-a vrut viața să stau acolo. Ce s-a întâmplat? A fost frumos. Prin ungurime. Și te-ai mutat la București. Și la București am venit la Teatrul Evreiesc. M-a chemat Maia Morgenstern, că a vorbit cu directorul, n-avea de gând să plec de acolo. Bebe, are nevoie de tine, că te-a văzut în Perghin, nu știu unde m-a văzut pe unul. Și vrea să faci... Zic, bă, tu evrezi, păi nu știu limba. Băi, seamănă cu germana, germană, știi? Nici. Păi și cum? Las că scrie dedesubt acolo, că te vrea neapărat pe tine. Dar nu joc în ce limba aveți? Yiddish. Nu joc în Yiddish. Nu mă, că se joacă în română. Yiddish din când în când, așa. Și am fost pentru câteva luni de zile, aproximativ vreo 9 luni de zile, și pe urmă am plecat de la Hari Elia, de la... Și fiei țărna, băi, nu mai fie... Auzi, spune numitor cum fiei țărna ușoară în cadrul povestirilor noastre și când eu unul viu vă anunț. Da. Doamne Dumnezeule, așa e când vorbești de lucruri de demult trecute. Da. Și m-am dus, m-a luat Maxim Crișan, de fapt îi datorez lui Mircea Cornișteanu, bună parte din mersul meu prin teatru. Dacă datorez unui regizor ceva mult, este Mircea Cornișteanu. Mulțumesc, Mircea, pentru tot. Și m-a luat... M-a făcut Petruchio la Sfântul Gheorghe, am jucat acolo și pe urmă m-a luat într-un spectacol pe care l-a refuzat, rolul l-a refuzat Dichiseanu. Că era un rol nu tocmai de june primi, era un șef de... De acolo am început să joc numai nenorociți. Un șef de pușcărie care bătea transfer de personalitate, am jucat cu Adrian Pintea, îl băteam pe Adrian Pintea, zici tu dacă e normal. Da. Și m-a luat și am jucat, am avut succes cu chestia asta și am stat la notara 25 de ani. Cum te-a ales sârbul? Sârbul? Măi, nu mai știu. Era perioada de după Revoluție, Proul s-a înființat în 96. 95, nu? În 95.
Și eu am făcut pentru radio pe care l-avea Sârbu, radio Pro FM, nu? Dar nu, parcă nu zicea Pro FM-ul. Altfel parcă îi zicea. Nu mai știu. Pro FM, da. Și am făcut niște voci pentru radio pe acolo. Pe urmă au venit tot prin Sârbu, paramise, un desen animat, Cartea Cărților. S-a dat concurs pentru vocea lui Isus, cine să facă vocea lui Isus. Și au dat mai mulți actori consacrați, nu ca mine, care de-abia eram pe acolo. Și ăștia din străinătate m-au ales pe mine. Asta e vocea care ne trebuie. Și au dat mulți, a dat și Pite și a dat și Pinte, au dat pentru ăsta, că era un serial și se plătea bine. Și lucrând cu Sârbu așa, s-a înființat Pro și într-o zi trebuia... În decembrie, pe 1 decembrie se înființa Pro și cu 15 zile înainte, cine făcea promourile cu Mona Segal și cu Cristi Rotaru într-un studio mic pe lângă Obor. Când îți spun mic, la tine halele Obor. Nu, era cât masa asta. Încăpea scaunul și până la jumate mesii, acolo stăteam eu. Și nu stăteam cu scaunul, stăteam în picioare. 8 ore am înregistrat. 8 ore, mă dureau picioarele până s-au prins ăștia că am nevoie de un scaun. Da. Și m-a ales Sârbu așa. Și mulțumesc și lui Adrian Sârbu. Și ar trebui multă lume să-i mulțumească lui Adrian Sârbu pentru ceea ce sunt acum. Și pentru viziunea televiziunile, pentru ce... Da, televiziunile sunt pline de proteviști, profesioniști și plecați. Și nu numai televiziunile. O grămadă lume. În toată industria noastră. Și cinematografică și tot, cu toate serialele pe care le-am făcut și cu toată... Da, foarte mulți îi datorăm lui Sârbu. Măi, de fapt, de când ne naștem, începem să datorăm unor oameni câte pe care ceva. Dumnezeu ni scoate în cală. Câte ceva. În cale. Dacă nu ai recunoștință pentru ceea ce ți se întâmplă în viața asta, o să o caimii pe cocoașă. Spui, mulțumesc, Doamne, mulțumesc că mi l-ai trimis pe ăsta, mulțumesc că mi l-ai trimis pe Sârbu, pe Cornișteanu, pe Maxim Crișan, da? Pe Tudor Mărăscu, pe oamenii cu care ai lucrat tot timpul. Și de prietenii pe care mi-am închipuit vreodată că o să-l cunosc pe George Constantin, pe Emil Hosu, pe... Eu mă uitam la aia și uite, călare cu ei pe scenă acolo. Niște oameni extraordinari. Miracol. Cei care ne urmăresc acum poate nu știm, dar le reamintim că tu la un moment dat ai fost pentru 2 sezoane, mi se pare, la România au talent. Un sezon. Un sezon. Unu? Abar n-am, cred că unu. Și la un moment dat tu ai luat o decizie să te retragi, din câte știu, nu, corect? Au luat ei decizia să mă retrag, dar corespunzând și cu ceea ce am vorbit eu în culise despre asta. Mi-era foarte greu, era o fătucă mică, cu o voce superbă care cânta numai Doi Nedejale. Și am rugat-o să nu mai cânte Doi Nedejale. Băi, exa, Nicoleta Iancu, parcă. Micuță, draga de. Și am dat. Și am recomandat să fac. Și s-a întors în faza superioară, trimisă de primar și cu un grup de dansatori de acolo. Și grupul de dansatori, unul era treaz din patru. Înțelegi? Și stăteau pe-n spate. Unde, mă, pe celul? Lasă, băi, că nu știu ce. Și ea iar cu Doină de Jale, cu nu știu ce. Și am avut de ales ce treabă tâmpită să alegi între o voce și un dansator. Și un cuplu de dansatori. Dansatorii au fost extraordinari pe felia lor și fata extraordinară, în afară de peisajul ăla din spate. He, Andra i-a dat de trecut mai departe, toți i-au dat și am zis nu. Nu puteam. Sau încă cineva a dat dansatorilor că era eliminatoriu, dar era mult timp care spunea. Și am zis nu. Și a început fata să plângă. Copilă de 9 ani. Și Andra a întrebat, o să poți să-l ierți vreodată pe Bebe? La care copila plângând a spus, niciodată în viața mea. E, în momentul ăla rupt. Eu n-am ce să caut acolo. Eu n-am, dacă viața unui copil depinde de asta, unui, oricăruia, și te duci că sunt talente și tu spui ăsta da, ăsta nu. Cine sunt eu să spun da și nu? Un soi de Dumnezeu, dar asta e părerea mea. Asta e părerea mea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a retras la timp de acolo. Nu regret nicio clipă că nu am continuat.
Nu regret. Și n-aș mai putea să fac asta. Să fiu în juriu. Nu. Să fii în juriu este... E o chestie, să spui tu da și nu pe talentul, pe viața om. Știi că unul care are talent suplimentar îți face așa, îți lucrează. Cum faci tu, ca nemernicu, ai de... Gata, ți-a ieșit. Dar e unul care lucrează 10 ani și a învățat și el o melodie și nu o cântă tocmai bine. Și a zis, băi, când s-o învăț pe a doua, m-a dat la afară. Cine? Bebe Cotimanis. Îl ierți? Niciodată. Păi de astea le iei în cârcă, mă. Damian, le iei în cârcă. Trebuie să învățăm asta, că fiecare are locul lui în, acolo intră, ca o piesă de aia, știi, care are o formă specială și viața te pune acolo. Fii conștient de chestia asta, că nu trebuie să te bați cu nimeni. Tu cu tine, atâta tot, să fii mai bun în fiecare. Hai să dăm noroc și te-am spus de prietenii ăștia noștri de la Rasova, care au vinul sur la mer. Stai, scuză-mă, am o treabă. Să dăm puțin noroc. Noroc. Doamne ajută. Cel mai bun vin. Un vin foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun și mă pricep. Da, știu că te pricep la vin. Adică nu foarte mult, dar așa, în limita... Păi dacă te îmbesc ca porcul, nu te mai pricep la nimic. Deci că la ce se pricepe? La cantități, tata. Exact. În... Când a fost la mine, ți-am dat Zyber? Da. Ți-am dat? Da. Făcut de Sabin Văduva, la Băilești. De Sabin Văduva, profesor. A luat în festivalul Zyberului și Prazului. Probabil că te-au invitat pe acolo să cânt. Da. An la rând. Premiul întâi, premiul întâi, premiul întâi. Până când ai intervenit politic. Zyberist adevărat. Zyberist, e profesor de limba română, mea. Deci om cu studii, adică nu zice Zyber, zice Zyber. Zyber. Ai jucat în, în serialul Vlad. Uh-huh. În ultima perioadă înainte de să pleci de la ProTV. Da. În rolul lui Cezar. Da, inginerul. Da, asta e inginerul în termeni ăștia, dar pentru cei care vin din lumea noastră, știe care Cezar jucai tu. Exact, pentru că nu multă lume știe, noi știm cine era Cezar. Da. Și eu l-am cunoscut că, când am fugit din România, în 89 l-am cunoscut pe ăla care toată lumea știe legenda asta și povestea, pe Adam. Pe băiatul care a dat un pumn lui Cezar și a căzut prima, pentru prima dată Cezar. Că Cezar era norocire, toată lumea era... Tu mi-ai spus asta pentru exact. Prima oară. Și Adam a fugit din țară după aia de frică. Deci a dat-o, a căzut în genunchi, toată lumea a rămas ca și cum Adam era ăsta și pe Adam a fugit din țară. Pentru că toată lumea știa că Cezar era da. Norocire, adică toată lumea tremura de el. Da. Știa că toți, dacă cădeai mâna lui, era norocire, toți era frică de el. Cum a fost să joci rolul ăsta? Incitant. Incitant. Știi, un rol privit din afară, din punct de vedere legal, negativ, dar spiritual, de mare clasă. Deci un om cu școală care face legea în lumea interlopă. Și acolo trebuie făcută o lege, că altfel dacă și lumea interlopă o ia, iurea de aia, eu n-am boală pe căpeteniile, pe Nuțu Cămătaru și pe toate astea, undeva sunt de apreciat. Treaba lor cu legea. Mă interesează cum este el ca om. Ca om, într-o parte poate să fie dur. Băi, la noi în cartier cineva trebuie să facă legea. Nu poți să ai un ferentar cu 10.000 de judecători și de nu știu ce. Dar tu știi foarte bine că și în lumea există legi întotdeauna. Foarte cum bine respectate. Cum să nu? Extrem de bine respectate. Tu știi că noi stăteam cu ușile deschise la case. Nu exista să te fure cineva. Sau dacă te fura a doua zi aflai în ziar că cineva a dispărut. Da, da. Nu exista. Nu exista să se ia cineva de sorta. N-am avut soră, dar nu putea să se ia cineva exact, de ea. Da, da. Poate să-i facă curte, dar nu să o ia. Ce faci, fă, pai? Nu exista așa ceva. Poate exista în centru. Pentru că erau niște reguli foarte bine, nu exista și foarte, foarte bine respectate. Atâta. Țin minte, treceai prin fața porților și erau fetele la poartă. Înțelegi și băieții cu berea, cu măsuță scoasă, cu un scăunel acolo. Și eram... Puși, atâta. Al cui ești, bă, puță. Atât. Ăsta nu-i după la noi, după aici e de la albi. Bă, ce adică, de la albinoși. Da. Al cui ești, puță. Alu Cotimanis. N-am auzit de el, n-am auzit. Mergi, mergi liniștit, să trăiești, să vezi. Să rămână, doamnă, să rămână. Da? Dar fără frică.
Nu, bă, s-a luat de mine, m-a întrebat al cui sunt. Păi mă duceam până în Piața Ferentari la furat de pepeni. Și mă întorceam cu pepenii alergând și transpirat acasă. Dacă luam doi, unul se spărgea pe drum. Principalul să nu se spargă lângă vânzător, că ne spărgea el pe noi, știi? Dar, deci, de la Echinoxului până în Ferentari, e drum neică până la capul tramvaiului. Nu știu dacă tot acolo e capătul tramvaiului. Da. Și fără frică. O să mergem mai departe, dar vreau înainte să, mai târziu, o să intrăm într-un alt departament al dragostei, că știu cât de mult iubești și ce fel de pasionat ești, dar am mai făcut noi asta acum câțiva ani de zile în timpul pandemiei. Am cântat eu ceva cu Naiu și tu ai recitat. Da. Este singura poezie pe care am scris-o într-o, hai, nu zic jumătate de oră, dar cam pe acolo, cu corectură, cu tot, într-o dimineață, pe la 5:30, m-am trezit, drept pentru care poezia asta nu este mea. De acolo. Dar divin. De acolo. Dacă îți dăm puțin reverb și cânt eu cu noi, și poți o recita? Bagă. Doamne, îți mulțumesc pentru faptul că trăiesc, pentru faptul că respir, pentru faptul că mă mir. Cum săracul își găsește ban cu ban să-și ia tămâie pentru candelă ulei, iar bogatul trist zâmbește și aruncă câțiva lei. Ca tu, Doamne, sus în ceruri, când el fi, va să nu-l cerți. Să nu-l cerți. Iartă-l, Doamne, că nu știe că din tine ai sfâșiat carne, duh și fantezie, milă, lacrimi, bucurie. Și cu o mână de țărână, frământând un gând curat, tu pe el l-ai întrupat, tu pe el, iar el pe tine. Of, Doamne! Alergând după o pâine, după gloria de mâine, după banul cel viclean ce pe om îl depărtează, el pe tine te-a uitat. Iartă, Doamne, iartă tot și toate, iartă-i pasul cel greșit, fie-ți milă. Nu-i nimic, din cer se aude. Nu vă împingeți, n-are rost, stați la rând, are tata pentru toți. Pentru mame și copii, pentru tineri și bătrâni, pentru sfinți și pentru hoți, are tata. Pentru toți. Viață, viață, viață. Și atunci, Doamne, atunci, atunci, trupul tău plângând, se trezește respirând aerul de dimineață. Nu vă împingeți, n-are rost, stați la rând. Are tata pentru toți. Viață, viață, viață. De unde știu când se termină?
Am simțit. Mulțumesc, Dan. Eu mulțumesc, să rămână. Să rămână mult. Stai să respirăm puțin acum. Aici nimeni nu toarnă? Ba da. Știi bancul cu Băsescu? Nu. Dar sunt sigur că e unul... Da. Foarte bun. L-am apreciat și l-apreciat. Da. Și că a turnat. Da, și băut. E nou, acum. Băi, frate, bă. Știi când s-a căsătorit fica lui cu Bodo? Bodo. Da. Nu știu dacă a spus Băsescu chestia asta sau Bodo a spus-o. Și că în sfârșit am și eu cu cine să beau. Ajunge omul acasă, nu poți să stai numai la Golden Bridge exact, tot timpul. Singur. Ajunge acasă, da, și hai îl vezi pe Bodo. Ăsta, da, ginere. Hai, Bogdane, treci. Mare sunu, exact. Da. Ce înseamnă dragostea pentru Bebe Cotimanis? Dragostea înseamnă totul. Nici nu stau să mă gândesc. Dragostea înseamnă totul. Și așa se spune. Dacă urăști ceva, dacă urăști, înseamnă că nu ești în stare să iubești total, niciodată. Eu urăsc minciuna, urăsc falsitatea, urăsc bărbatul care stă scăunel în fața porții ca babele alea și spune, povestește despre dragostele lui. Bărbatul adevărat nu povestește despre dragostele lui, știi? Decât așa, la băieți, la un spriz, dar nu în detaliu, nu știu ce. Urăsc bărbatul cu Ana Mare stând pe scăunel, că auzi, făi, de ce a zis ăla și ce a zis. Da, asta, cam partea asta urăsc, dar încerc să nu mai urăsc. Să zic că e al naturii lucru. Probabil că e al naturii lucru. Dar fără dragoste nu putem trăi. Dragostea este liantul. Dragostea începe să dispară, apare războiul. Credința începe să dispară și apare războiul, dar de-abia așteaptă să apară. Credința. Eram odată pe o barcă. Și la un moment dat întorc capul. Și îl văd așa într-un colț, pe Bebe. Pe un feribot eram. Și se uită și la ai, mine. Mâncate artată. Asta vroiam să discutăm, dar nu de nu, ce a fost, da, de nu, ce nu, va fi. Nu de fățărnicie. De ce va fi. Da. Pentru că vroiam să-ți propun, atunci noi ne-am întâlnit, este vorba, dragii mei, să nu mai lungim și să nimerim în mijlocul credinței, despre Muntele Athos. Îl știam pe Damian, gras barosan, dar dat de bani, s-a umflat fripturi și nu știu ce, și odată văd ceva care seamănă cu el. Damian. Băi, de acord, seamănă cu el, dar ce să caute la Muntele Athos? De fapt, și eu ce să caut la Muntele Athos? Așa a vrut Dumnezeu. Doi păcătoși la extremă să apară la Muntele Athos. De ce? Pentru că Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși, nu pentru cei. Și noi, fiind conștienți de chestia asta, probabil ne-am nimerit, fără să știm unul de altul, la Muntele Athos. Și cineva mi-a spus, zice că Cotimanis, nu mă bag în seamă, e supărat pe mine, nu știu ce. Erai cu băieții? Nu. Cu cine? Cu altcineva. Cu altcineva. Da. Și ne-am întâlnit pe vas. Nu? Când și atunci a vorbit pe vas. Da. Da, zic, nu crezi, nu te-am de unde să te iau. Da. Adevărul că puteai să fii și gras, tot nu venea să cred că ești la Muntele Athos. Da, exact. Dar și tu te-ai uitat la mine. La el fel, o fi? La fel. Zic, bă, ăsta-i Muntele Athos sau Muntele Păcătoșilor? Ce-o fi mai aici? Da? Vezi că poate fi numit și Muntele Păcătoșilor, da, că păcătoșii da. Se duc acolo știu, ca să se salveze. Da. E, ce vroiam să-ți propun? Băiatul cu care ne-am întâlnit noi la Muntele Athos era unul care făcea poze. Da. Da? Între timp, am făcut un film despre Muntele Athos și nu numai, despre Biserica Română și cum a sprijinit ea Muntele Athos în momentele grele. Da. Da, filmul a apărut, am făcut comentariu. Din inimă l-am făcut, n-am luat bani, că nu poți să iei bani. Când, eu nu iau bani când e vorba de medicamente și de credință.
Nu. Sau de ajutat pentru copiii sărmani sau nu știu ce. Nu intră în, în cheie. Dumnezeu dă din altă parte, dar nu pentru asta nu dau bani, ca să-mi dea Dumnezeu mai mult data viitoare. Că și ăsta e un joc parcim, știi? Da, da. Doamne, am făcut, păi ce faci, n-a picat nimic? Nu e pe... Da. Și băiatul ăsta... Am ținut poștul, nu merge bine. Da, da. Tot, da. Tot așa intră, tot da, asta. Da, dar încep zi de zi. Păi azi am ținut. Mai țin și nu, sau altul, nu ai văzut. Și am ținut toate posturile și tot nu mi-a mers bine. Da, firașal? Da. Da, așa se încheie. Păi am ținut postul firașal. E, aia e. Firașal. Exact. Da. Și băiatul ăsta care făcea, era pozar acolo, că am fost cu fiul pe munte, la Muntele Atos pentru prima oară, dar nu pentru ultima oară. A spus, ce pot să fac pentru dumneavoastră că ați făcut... Să ne faci pașapoartele alea ștampilate pentru Muntele Atos, că e nevoie de 5 ștampile. Diamonitirio se numește. Băi, care are ținut, s-a dus pentru ceva acolo. Eu am stat numai pe aghiază. Vorbesc greacă, că am trăit acolo, n-am fugit de România. Da. Signomii. Eu sunt grec, dar nu vorbesc greacă, știi, la bază. Lasă că ne completăm, că de-aia ne-a dus Dumnezeu. Eu te învăț limba română la perfecțiune și tu mă ciupești de greacă, da? Și el țigănește ne învăț. Hai, lasă-mă. Da. Bravo, îți mă mânca farta. Poligloții mamii noastre. Da. Și vreau să mergem la Muntele Atos, să mergem împreună. Băiatul ăsta ne face pașapoarte. Nu-i nevoie să le facă el, că sunt mulți. Dar el s-a oferit să ne facă legătura pentru că el e preot. Înțelegi? Și a muncit pentru Muntele Atos. Și vreau să ajungem acolo. Tu poate l-ai cunoscut pe băiatul lui Octavian Cotescu. Da. L-ai cunoscut? Da. Eu nu l-am prins jumătatea de... La Vatopedu. Da. Că ții minte, tu fusese în altă parte și am fost la Vatopedu. Uh-huh, uh-huh, da. Uh-huh. Și mergem și îl vedem acolo, da, punem mâna pe el. Acum e în carantină, până acum o săptămână, dar o să vorbesc să vedem când mergem, că după Paște vreau să merg și eu. De ce e în carantină? Vatopedu a fost în carantină, nu știu de ce. Pentru nenorocirea asta, COVID, da. Exact. Probabil. Dar o să vorbim cu părintele Chiril și cu ceilalți să vedem când să mergem. Hai să mergem, da? Ce ingrediente? Cât stăm acolo, scuze-mă, lasă-mă. 3 zile sau 4? 4 zile. 4. Hai să fie. 4. Vrea și el să meargă. Băiatul cu părul mult în cap. Fratele meu. Da. Da, noi suntem primii acolo, că răzbim. Ne pune pe post de bingător. Ce ingrediente are dragostea acum la maturitate în comparație cu iubirile din trecut? Habar n-am. Descoper în fiecare zi câte ceva, descoper că trebuie să treci de la tine și așa este frumos, dar de fapt toată viața am făcut chestia asta. Dar Dumnezeu îți dă exact ce-ți trebuie întotdeauna. Acum sunt fericit, sunt cu Iulia. Da? Suntem împreună, suntem fericiți. Construim într-una. Am o perioadă a vieții în care toate ies. Toate ies. Înțelegi? Fără multă sforțare. Eu muncesc enorm, muncesc și noaptea, înregistrez și noaptea. Da, știu, dar e altă dată când nu-ți ieșeau. Munceai tot la fel, dar nu-ți ieșeau. Știu ce spui. Da. Și încep să iasă. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta. Am înțeles că aveți, aveți un teatru, se numește cum? Cotimanis Art. Nu este un teatru, este o firmă de teatru. E un teatru, cum să spun eu, fără sediu. Acum am muncit și la un soi de casă de repetiții. Iulia. Așa să-i zicem, casă de repetiții, casa nouă frumos, pe care am făcut-o cu cei de la Vladila. Ai tapetul în spate acolo, uite-l și aici, sunt în partea asta. Extraordinar. Casa de repetiții, bine. Casă de repetiții, casa repetițiilor sau așa. Bravo, ceva. Bravo, casa repetițiilor. Unde, cum eu vreau să spun aici, fabrica de arte. Ai, lasă-mi. Fabrica de muzică. Da. Bravo. Deci, ne îndreptăm spre lucruri esențiale. Măturăm dreapta, stânga, ceea ce ne deranjează sau ar fi în stare să ne deranjeze. Exact ca la o repetiție din... Repeți ca să mături tot ce ai în cap și să păstrezi esențialul. Că de-aia repeți și începi să improvizezi. Asta merge, asta nu merge. Trebuie să știi, când ai ajuns la esență, ce nu merge. Și când știi ce nu merge... Rămâne curatul. Da. Cât de mult contează chimia într-un cuplu? Păi, altfel n-ar fi cuplu. Cuplu care n-are chimie, de aia bună. Da? Că dacă este de aia explozivă... E nenorocire. Și nenorocire are. Băi, și nenorocire are. Frumusețea ei. Băi, are frumusețea ei. Dar după aia e jale. Știi care e toată chestia? Trăiești cu pasiune. Eu nu știu despre asta, nu știu. Bă, nu știu, lasă-mă în pace. Da. Eram în armată și nu știam.
Care este cea mai mare calitate pe care trebuie să aibă femeia de lângă tine? Să aibă răbdare cu mine. Să aibă răbdare pentru că sunt bolnav de imaginație. Ești obsedat sexual? Am fost. Ce dracu, vorbim prostii. Exact. Dacă tot am vorbit, da, tot să vezi să de asta, să spunem adevărul. Da, vezi că... Între obsedați, accept. Între obsedați. Cred că pus cap la cap facem câte exact. Unul nou la exact. Început. Nu că ăștia doi, dar fi și obsedați sexual. Păi, ăla bate în țambal de nervi. Exact. Și ăla cântă la joară de durere. Da, 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 un frec. Exact. Doamne, iartă-ne. Aoleu, dar nici nu mai știu întrebarea, dar nu mai contează. Nu mai contează. Dar dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, hai să cântăm ceva, ia să vedem ce. Pasă, știu că mă iubești. Păi de e supărată sau dacă nu ești. Prea puțin îmi pasă, știu că mă iubești. Mărioaro, la rând, hai! Lenuțo, Gigico, Iulia, ah. Veniți de mă iubiți. Mărioaro, Gigico, Gigico, Iulia, veniți, veniți, veniți de mă iubiți! De-ai făcut vreodată bine sau de n-ai făcut? Fă și acum pentru mine să nu te mai uit. Păi de-ai făcut vreodată bine sau de n-ai făcut? Fă și acum pentru mine să nu te mai uit. Mărioaro, Iulia, Iulia, obligații, Giulia, Vasilica, Toma, Mariana, Carmen, Claudia, listă întreagă, veniți! O listă întreagă! Veniți! Veniți! Aoleo, vine veniți. Lista peste noi! Veniți! Veniți să mă iubiți! Bravo! Că vă țineți după el e normal, dar să vă țineți după mine, asta e chinul după face lume. Face treabă bună, Cheliosu. Ce vorbești, băi, frate? Cheliosu ăștia e nenorocire cu cei cu ei. Știi, totul alunecă. Oameni alunecoși. Vreau asta normal să vină altul cu păr, dar am zis ca să fiți... Nu. Asta e partea... Asta e partea cu Cheliosu. Asta e partea lucioasă a Trebi. Am înțeles că ai doi copii. Matei am și Adela. Trei? Am trei copii, da. Să-ți trăiască, scuze. Da, am trei copii. Am unul din prima căsătorie, care e ca și copilul meu, pe Ștefan, sunt tare mândru de el. Adela și Matei. Să-ți trăiască. Melța. Ce-au furat de la tine? Personalitatea, ce-au furat de la tine? Băi, ai mei nu fură, nu știu cum sunt. Au ceva de la tine? Băi, au învățat să nu fure, în primul rând, așa. Au fantezie. Matei, imagine, operatorie, film, e la ea și îndrăgostit. Deci a furat de la mine felul de a iubi. Ceea ce este esențial. Iubește cu patimă, cu pasiune. Adela a furat de la mine fantezia. Este o fecioară care cu greu își găsește o pereche pentru că e atât de deșteaptă că nici o n-a stat lângă ea. E un om minunat, Adela mea. Să-ți trăiască. E un om. La Vama Veche căutați cazarea Adelei. Se numește Vara și este o chestie extraordinară făcută cu mâna ei. Aproape mi-a refuzat ajutorul.
s-a descurcat. Adela mea... A, mi-ai spus că ai fost acolo să ajuți. Da, exact. Da, da, ceea, da. Ceea ce cred eu despre Vama Veche, adică și despre că ai invitat lumea la, la Iași și lumea ajută să meargă, este că lumea când pleacă de acolo nu știu ce aminte să spună cât de bine a fost, că acolo nu mai ții minte nimic. Da, da, nu e chiar așa. Și a mai revenit lumea că s-a scumpit praful. Am înțeles. Nu știu, nu știu. Care e cea mai, lecția cea mai de preț pe care ai vrea ca cei doi să învețe de, de la tine? Nu știu ce actor a fost întrebat. Care e diferența dintre actoria de teatru și actoria de film? Că talent trebuie la amândouă. Prin ce diferă teatrul de film? Și cineva a spus, nu mai știu cine, mare actor, și a spus, la film, spre deosebire de teatru, îți trebuie răbdare. Începând să fac film, mi-am dat seama, deci, că stai așa și o dată, motor și dai drumul și nu știu. Trebuie răbdare, să stai să aștepți, să nu te cuprindă disperare. Copiii mei vreau să învețe de la mine răbdare. Pentru că toate lucrurile vin atunci când trebuie să vină. Da? Așa. Atunci când trebuie să vină. Copiii mei au fost învățați să se bucure de puțin. Asta nu înseamnă că au trăit în sărăcie. Dar i-am învățat și ne-am spus asta, învață să trăiești cu puțin, pentru că puținul niciodată nu-ți va lipsi. Am citit-o undeva și le-am spus-o și lor. Bucuriile pe care le am și acum pe care le am sunt în lucrurile mici, ieftine, puține. Sunt în cartoful dat, tăiat de mine, în scrijelele pe care le pun pe plit acolo, în bucata de carne pe care o pun în șprițul ăla, ăsta pe care îl pun pe masă și se termine. Dacă știi să trăiești din puținul ăsta și din prietenie, din iubire și din toate astea, ești un om realizat. Altfel, n-ar fi milionari disperați care își pun capăt zilelor și nici cercetători fericiți. În tagma cercetărilor, de multe ori, dai de mai multă lume fericită. Da, știu. Înțelegi? Am fost, fost cercetător și știu cum e. Adevărat. Și eu am cercit toată viața. Iubire. Știu că ești... Așa, te iubește. Da. Ești un om foarte deschis și liber. Ești și liber. Ajungi în ziua de azi să înțelegi de ce tânăra generație trăiește cu așa de multe depresie, se luptă cu anxietate și cu toate atacuri de panică și cu toate, tot ce se întâmplă în momentul ăsta? Da. Știu. De ce? Pentru că își trăiește viața în ceea ce îi se dă și crede ceea ce vede la televizor, online, ceea ce îi se spune, online, nu știu ce. Atâta timp și eu m-am surprins cu asta și este o boală și la mine să stau cu telefonul în mână și treci o oră. Păi stai, m-a trecut o piesă de teatru, de teatru scurt și eu mi-am pierdut timpul pe ăsta. Când vom învăța să ne desprindem de asta și sper să vină vremea să învățăm chestia asta și să învețe tânăra generație chestia asta, dacă va putea, dacă se va întâmpla asta, vom vedea că războiul există atâta timp cât ești cuplat la el, că ura există atâta timp cât mănânci ură, îți se bagă în cap, și iubirea există la fel, atâta timp cât îți bagi iubire în cap, atâta timp cât te apropii de biserică, cum sunt cu părintele Cristian Dragomirescu, e cel mai mare portretist român în viață, Horia Berne a spus despre chestia asta, un pictor de icoane, extraordinar. Totdeauna când vine la noi în casă, sunt cuplat la iubire, la Dumnezeu. Și nu discutăm despre război, despre toate astea. În măsura în care hrănești lupul ăsta rău, al războiului, ai lui, el există. Bravo. El există. Nu-l hrănești, nu există. I-am propus Iuliei, hai să închidem televizorul, televizoarele, că suntem oameni bogați, nu? Hai să le închidem frumos de tot și vom vedea că războiul există numai dacă ne ajunge în prag aici. În rest, ce putem face? Că există muntele Athos. Muntele Athos ține lumea dreaptă în picioare, cât mai poate să o țină, o sprijină prin rugăciune. Exact. Hai să ne rugăm și noi. Hai să ne rugăm. Prin rugăciune putem îndrepta. Dincolo de rugăciune nu există. Bă, firar ăla al ăluia. Băi, da, da, și ăla, dar are dreptate Putin, are dreptate Zelinski, are dreptate. Băi, nimeni n-are dreptate atâta timp cât moare un om.
Așa. Din acest conflict. N-are dreptate Zelenski, n-are dreptate Putin, n-are dreptate americanul, nici neamțul, nici noi n-avem dreptate. Atâta timp cât începem să condamnăm în dreapta și în stânga, ne știm despre ce este vorba. Și chiar dacă știm despre ce e vorba, nu trebuie condamnat, trebuie să ne rugăm să se termine. Și așa a fost întotdeauna. Așa a fost întotdeauna. Și țin minte că era circulat și un filmuleț pe YouTube cu tine și cu Sergiu Nicolaescu când... Clasa politică, eram pe Gogol, jucam pe acum. Pe Gogol, Octavian Gogol. Da, da. Și mai țin minte exact? Nu. Incredibil. Nu mai țin. Citatul ăla incredibil. A rămas... Eu n-am lucrat cu Nicolaescu decât la un film. Cred că la ăla am lucrat. Și maestru Sergiu Nicolaescu avea niște... El n-a călcat în teatru în viața lui, am auzit. Nu se ducea la teatru. Teatru, filmul. Dacă să-ți găsești actorii, trebuie să se duci la teatru. Și el nu m-a văzut la teatru. Și George Alexandru, fie țărna ușoară, că ăsta trebuia să fie printre noi acum. Mamă, ce ne cingeam aici. Ăla și cânta bine. Dragul meu, George. M-a recomandat la Sergiu Nicolaescu, bă, unul să semene cu Goga, am un foarte bun actor, și mă duc la ăsta și aveam o bucată de text atât. Monologul, care este dialogul cu Sergiu Nicolaescu. El avea mai puțin, eu mai mult. Dar o să fiți în stare să spuneți ăsta în direct, pe film, nu știu ce? Zic, cred că da. Și când am spus, la secvență i-am dat drumul. S-a blocat Sergiu Nicolaescu. Ia uite. E aici cu vocea de sus, pe exact. Hai, lasă. Auziți cât de actuală e. Fiat. Țară plină de secături, țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi în moraliști, miniștri care s-au vândut o viață întreagă, oameni buni, deputați contrabandiști. Nu ne prăbușim de numărul dușmanului, nici de armamentul lui. Boala o avem în suflet. O epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Hai, mamă, m-a luat pe mine, Damiane. Hai că mamă. Știi de ce e fric de Paște? Ca să nu ieșim în stradă să-i dăm păștea jos. De-aia a făcut Dumnezeu cal de Crăciun. Știi? Și a făcut invers, da. Mai am 3 întrebări și jucăm un joc simplu. Da? Ca să închidem. 1. Care este punga de toate fricile al lui Bebe Cotimanes? Care este cea mai mare frică? Ți-e frică? Ai frici? Frică de moarte nu am. Și nu știu ce frici aș avea. Am frici. Am frici pe care le trăiesc intens. Frica că ajung pe scenă, visul pe care l-am că ajung pe scenă, nu știu textul. Și mai mult de atât, nu știu nici în ce piesă joc. Dacă asta este viața, am belit-o. Corect. Ai dat foarte bani la lăutari? N-am la mine. Ai fumat foarte iarbă? Nu. Care e cel mai ciudat loc în care ai făcut sex? În vârf de munte. Bine. Ai înșelat? Da. De trădat nu, dar ai și băut. De turnat nu, dar am și băut. Ce înseamnă pentru tine succesul? Nu știu. Succesul înseamnă o chestie care... Ba da, hai că știu. Adică acum încerc să dau o definiție astea. Este o chestie atât de deranjantă că îți face plăcere. Care a fost cea mai revelatoare experiență pe care ai trăit-o? Experiența morții părinților mei, a celor apropiați și cea mai apropiată fiind experiența morții prietenului meu, Vali Bițoiu, Vlad Efisu. S-a curățat cu o chestie de colon în câteva luni,
o lună și ceva. Și nu știu de ce n-a vrut să mă vadă în ultima perioadă. N-a vrut să-l văd așa. A primit foarte puțină lume. Și pe copiii lui am înțeles că îi primea foarte rar. Dar colegul meu de bancă din liceu, Vali Bițoiu, a dispărut, a plecat dincolo și n-am înțeles de ce nu vrea, n-a vrut să mă vadă. Asta este experiența pe care am trăit-o și e traumatizantă pentru mine. Ce le-ai spune celor care te iubesc dacă nu e mai fi? Dacă n-aș mai fi, nu le-aș mai spune nimic. Dar atâta pot să spun că n-am urât. Iar momentele când am urât au fost fracțiuni de secundă. Pentru că sunt o fire care explodează, dar își revine imediat. Da. Fracțiuni de secundă. Urăsc. Probabil că urăsc în fiecare zi câte ceva, dar mă repliez foarte rapid. Habar n-am dacă e din spirit de conservare sau cine știe ce. Așa am fost făcut. E totul scris? E destin sau e întâmplare? E scris. E scris. Până și întâmplarea e scris. Ceea ce ni se pare nouă întâmplare. Întâmplare. Da. Este scrisă. Este. Altfel, lucrurile nu s-ar alinia. Dacă stăm puțin, să încercăm să ne detașăm de ceea ce înseamnă... Măi, Damian, am vrut să fac o prășitoare, o chestie cu cui așa, care să înțepe pământul, pus într-un butoi de tablă, umplut cu nisip, cu apă, cu nu știu ce. Și mi-am luat platbandă și am sudat-o eu, că îmi place să meșteresc așa, mi-am făcut ăla de cărat după mine și am dat găuri cu bormașina în fiecare platbandă. Și m-am dus la Periș, la magazinul din sat, să-mi iau cuie ca să le sudez și să-mi astup găurile astea. Și am luat 456 de cuie. Nu le-am numărat, am luat o ladă și am mai luat o mână și am mai luat o jumătate de mână. Și s-au aliniat până la ultimul cui. Am făcut 456 de găuri și am cumpărat 456 de cuie. Când am văzut asta, am ridicat ochii la ce. Ce întâmplare e asta? Ce întâmplare e? Și câte și mai câte. Nimic nu e întâmplător. Și câte și mai câte. Dacă stai să te gândești la un lucru, ți apare imediat. Și nu vorbesc de net unde te urmăresc ăștia să vadă pe fricuri, pe licuri și pe nu știu ce. Totul se aliniază, totul îți vine. Are gândul o putere atât de mare... Să manifesti tot ce... Exact. Băi, dar să nu aștept să se împlinească, pentru că atunci o să fii plin de dezamăgiri. Gândul care se aliniază cu Dumnezeu și e gând bine pentru mai multă lume, pentru multă lume, pentru toată lumea, ăla se împlinește. Bravo. Ăla se împlinește. Dacă ai un gând rău și s-a împlinit, așteaptă-te la o cădere spectaculoasă, nenorocită, la o mare, mare cădere. Dacă se întâlnește un gând rău pe care l-ai pus cuiva, nu e bine. Nu e bine. Ultimele două întrebări. Da. Asta a fost una, mamă, cât am lălăit-o. Ce e mai bun? Sexul sau șprițul? Combinația românească. Perfect. Peste 200-300-500 de ani, dacă cineva se uită la filmulețul sau și-l vede undeva pe net și ar vrea să ia ceva de la acest interviu, care ar fi citatul în urma experiențelor trăite a lui Bebe pentru oameni? Adică tu, ce le spui oamenilor? Băi, faceți-o, trăiți fericiți, bucurați-vă de viață, faceți dragoste. Care ar fi citatul tău despre tu? Adică al tău, care spui tu? Recomandarea ta. Căutați oameni adevărați cu care să vă întâlniți. Căutați 1, 2, 3, 4, iubita mea, 5, și dacă vă face plăcere, căutați-mă și pe mine. Ne vom întâlni în toate lumile posibile. Să rămână bine. Dragii. Te iubim mult tot în suflet. Mulțumesc. Mulțumim. Asta a fost tot.